mai dureros să ieși pe fața pământului și să ne ferească bunul milosiv Dumnezeu de vrăjmășia casnică împreună, fiindcă poporul rus este un popor creștin, majoritar. Apoi poporul ucrainean la fel, asemenea. Și trebuie să fim alături și vedeți că biserica a luat atitudine, mă refer la Arhiepiscopia Suceviei, metropolia noastră. Trebuie să fim în rugăciune, să ne rugăm pentru ei, pentru cei din Ucraina, dar nu în ultimul rând, mai cu seamă, pentru cei din Rusia, să ilumineze milosivul Dumnezeu, să oprească acest război care suferă copilașii și toți, tot poporul. Și observăm că în România intră foarte mulți care vin disperați, cu lacrimi în ochi, lăsând acasă toată conexiunea de o viață, cu mare frică trecând la noi. Și mă bucur că poporul nostru român și cei din România de la noi sunt aproape și trebuie să fim cu toții, mănăstirile, părinții, slujitorii, cu toții la oaltă să îi sprijinim și să îi ajutăm în suferința care o au acum. Și să-i ferească Dumnezeu și pe ei și pe noi, să ne slobozească de toate încercările care sunt asupra noastră tuturor. Cu siguranță toți monahii, toți slujitorii, toate mănăstirile, bisericii, vom sluji la milosivul Dumnezeu și la Maicuța Domnului pentru Ucraina, pentru toți cei care sunt în război acum. Să ilumineze Dumnezeu pe ceilalți, să-i slobozească în aceste grele încercări. Și o să ne rugăm la Maica Domnului cu toții și am credință și să trăim cu credința și speranța că milosivul Dumnezeu îi va ajuta și îi va slobozi din această grea încercare.